Săptămâna ce se sfârșește este una specială. Este săptămâna pătimirilor. În această săptămână, Domnul Isus Hristos pentru noi și pentru a noastră mântuire a suferit patimile cele grele. Bajocura, crucea și moartea răstignindu-se pentru noi. Zice troparul care s-a cântat aseară la slujba patimilor, răscumpărat unei pe noi din blestemul legii cu scump sângele tău, pe cruce fiind răstignit și cu sulița împuns, nemurire a izvorât oamenilor Mântuitorul nostru mărireție. Mâine, în sâmbăta mare, Domnul Iisus Hristos, fiind în mormânt cu trupul, s-a coborât în iad cu sufletul ca să binevestească și dreptilor de acolo. Iar apoi, duminică, în ziua cea mai luminată și mai frumoasă, din câte au existat sub soare, Domnul Iisus Hristos învie și împreună cu El înviem noi toți. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, a înviat Hristos și niciun mort nu mai este în morminte. Așa se face că în această săptămână specială, săptămâna pătimirilor, săptămână mare numită în popor, pentru că din punct de vedere spiritual e săptămâna cea mai mare, Așa se face că în această săptămână am venit o clipă la dumneavoastră, aici unde Părintele Vasile Șteopei desfășoară o misiune filantropică deosebită. Noi îl rugăm pe Dumnezeu ca să-L răsplătească așa cum știe El. Iar dumneavoastră, celor ce sunteți în acest cămin, să vă dea sănătate, să vă dea liniște sufletească și să vă ajute să treceți peste toate necazurile pe care le întâmpinați. Vă urăm sărbători fericite și bune!